Gata, după ce v-am făcut un mic tease de 1 aprilie, a venit momentul să ne uităm la mituri și legende din GTA San Andreas. Cu siguranță, mulți dintre noi am crescut văzând tot felul de videouri cu fantome, monștri, extraterestri și alte creaturi din San Andreas. Vrăjelile astea retro erau doar atât, niște vrăjeli, dar fac parte din copilăria mea și a multora, așa că astăzi le vom explora pe cele mai interesante și iconice dintre ele. Asta înseamnă fără moduri și fără alte prostii, doar nostalgie și mister. Videoul ăsta este și o colaborare cu domnul Dark Myth Hunter, băiatul nostru care e doctor în mituri și legende și care a fost de acord să mă ajute cu informații. Începem cu Area 69, baza militară, mai mult sau mai puțin secretă, care este și un centru de cercetare pentru armată în deșertul din Bone County. Area 69 este des asociată cu ideea de extraterestri și OZN-uri. Înăuntru, în secțiunea de cercetare, putem explora câteva laboratoare cu mese pentru autopsie dotate cu neoane pentru o lumină uniformă pe pacient. În fiecare laborator, lângă mesele de autopsie, vedem și câte un oscilometru, un dispozitiv medical pentru monitorizarea pulsului sau tensiunii arteriale, adică pentru a evalua funcțiile vitale posibile ale unui extraterestru. În misiunea Black Project, în timp ce CJ caută să fure jetpack-ul, doamna de la anunțuri zice două chestii interesante. Iar savantul are și el o replică despre extraterestri dacă i-a amenințat. Referințele la extraterestri nu se termină aici. Prin satele din deșert, îl putem vedea pe nenelsta dubios, poriclit Mr. Trenchcoat, care crede ca a fost trapiat de You seen the light above the desert? You ever seen a visitor? The aliens are coming! Green blooded abomination! They're up there watching. Epsilon, protect me! Saw so one the shape of a dog once. And then I woke up six months later. Watch the skies! Dar, din păcate, nu e cea mai de încredere sursă pentru că. It's the Fight the bosses, friend. mai există și mitul că NPC-ul ăsta ar fi un criminal în serie, dar lăsați l frate în pace că e clar că are probleme, o are voci în cap. Mai interesant este moșul ăsta, care pare să fie un extraterestru deghizat în om. Sună ciudat, dar replicile lui sunt convingătoare. I come in peace. Such a fragile ecosystem. They all appear oblivious. They put faith in myths. This weather reminds me of home. Your weather disturbs me. So, this is pain. Red fluid is bad, right? Organic malfunction. I love the sexual side of Epsilonism. Mission abort. Back to the ship. În tiera robada, lângă Las Payasadas, este clădirea asta misterioasă în deșert. Chiar dacă locul ăsta arată ca un Lidl, nu are niciun nume, nicio funcție, nimic în joc. Dar numele clădirii din fișiere îi trădează scopul. Este tot un laborator pentru cercetare. Dacă ne uităm mai de aproape, vedem cât de mult vrea locul ăsta să nu iasă în evidență, pentru că laboratorul este construit în stâncă. Ceea ce vedem este, teoretic, doar o mică parte din el având confirmarea că e un laborator secret, fără niciun semn, niciun nume, și fiind așezat relativ aproape de Area 69, putem să interpretăm că joacă și el un rol în experimentele desfășurate pe extraterestri. Iar ultimele referințe pe care le găsim în joc despre extraterestri și OZN-uri sunt, bineînțeles, la Lil Probe Inn, barul conspiraționiștilor, unde vedem multe fotografii cu tot felul de OZN-uri. Am mai vorbit despre el când am făcut episodul 5 din Locații Uitate, unde am explorat interioarele din joc. Harta din spate, care e harta din versiunea beta a jocului, are marcate niște puncte care ar trebui să arate unde s-au văzut o uri prin San Andreas. Din păcate, detaliile astea nu duc nicăieri. Rockstar doar au vrut să adauge un pic de mister în joc, fără să includă cu adevărat o urile Noi am rămas doar cu atmosfera generală, fără dovezi concrete. Fix la mijloc între area 69 și, și laboratorul din stâncă, este o groapă mare unde sunt aruncate niște body bags, adică saci care conțin uh, victime. Rockstar au inclus detaliul ăsta în joc, cel mai probabil ca o referință pentru alt film legendar al lui Martin Scorsese, Casino din 1995, cu actori precum Robert De Niro, Joe Pesci, Frank Vincent și James Woods. Ultimii doi chiar au jucat și în San Andreas pe Salvatore Leone și Mike Torino, respectiv. În fine, ideea era că mafioții din Las Vegas își rezolvau problemele și le îngropau în deșert. Cine a văzut filmul știe la ce mă refer. De obicei, vedem aici și un Bobcat care stă cu spatele la groapă, ca și cum persoana care a aruncat victimele le-a transportat în spatele Bobcatului. Îmi place și speculația că cine a făcut asta probabil a fost prins în flagrant și a trebuit să fugă pe jos, părăsind mașina. Până la urmă, e cam greu să faci așa ceva nedetectat în apropierea unei baze militare. Avem și o teorie despre cine ar putea fi criminalul responsabil pentru groapă. Mary Beth Mabel, prezentatoarea postului radio K-Rose. Știm despre ea că stau undeva în Bone County, deci n-ar fi departe de groapă, și mai important e faptul că și-a omorât fiecare bărbat. Toate ex-urile mele sunt 6 picioare sub pământ. Asta e diferența. Nu am fost niciodată doar frecvent widowed. Un cowboy is este like ca doll. păpușă. Trebuie să-l pui That's what to all my din păcate, nu putem ști concret dacă ea e responsabilă pentru sacii din groapă sau e de fapt mâna mafiei din Las Venturas. Hai să vedem care e faza: ce fel de animale există în San Andreas. Vedem păsări, atât la plajă cât și în deșert. Sub apă vedem pești, țestoase, delfini și altele. În misiunile din Las Venturas, să-l vedem și pe papagalul Tony care dă ordine în mafia Leone. Hey, the woman fat, fuck. You heard the bird? Și mai zice și o replică celebră din filmul Scarface, de acolo și numele. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who have it coming to him. Shit. Drogalul nostru preferat, The Truth, îi spune lui CJ despre capra lui spațială numită Herbie. How you get around if you don't drop? I have an astral goat called Herbie. She's faster than most, but get no. Yeah, whatever, man. You talking shit? El zice că o călărește și că e mai rapidă decât alte capre, dar nu putem avea încredere în ce zice Moșu, că e prăjit rău de tot. Și oricum, e posibil ca Herbie să fie doar o referință la o mașină dintr-un film vechi din 1968. Rockstar mereu scapă câte un detaliu obscur de genul ăsta. Mai avem și vaca de pe restaurantul Smoking Beef Grill din Las Barrancas și cel mai mare cocoș din lume, mândria locală a oamenilor din Las Payasadas. Catalina are niște blănuri de animale atârnate de casă, iar în Amunation, una dintre ținte arată un urs care stă în două labe cu gura deschisă. Teoretic ar exista și căprioare și cerbi, pentru că vedem în casa lui Torino un trofeu de cerb după vânătoare, iar sub el vedem un trofeu și mai exotic, un covor făcut din tigru. Naşba, bă. În Montgomery, în zona centrală, este o alee cu o fântână care a fost poluată și abandonată. I se zice Biowell, după semnul Biowaste de pe gard, adică pericol deșeuri toxice. Fântâna ar putea fi o referință la filmul The Ring din 2002, unde Samara, adică spiritul ei, iese dintr-o fântână asemănătoare. Dar să ne întoarcem la San Andreas, ce naiba cauta asta aici? Ar putea fi vina lor. În mijlocul satului este fabrica de suc Sprunk. Am ascultat reclamele de la radio și am aflat ce bagă dubioși ăștia în suc.

Totodată, foarte aproape de fântână este și spitalul Crippen Memorial, deci teoretic ar putea să fie și deșeuri medicale în fântâna poluată. Și dacă nu era destul cu astea două, în Montgomery mai e și firma de bioengineering, care își bagă mâinile în genele oamenilor. Ar putea la fel de bine să fie vinovați și inginerii ăștia genetici pentru poluarea biologică de acolo. Mi se pare foarte mișto locul ăsta. Mereu mi-a plăcut cum Rockstar au avut tupeu să includă chestii dubioase în jocuri. În Montgomery mai vedem și blocul ăsta care a rămas negrit pe colț în urma unui incendiu. Atât zis tot nu are nimic. În Blueberry, CJ poate cumpăra un apartament mic într-un motel. Asta e ok. Ce nu e ok e faptul că fix lângă el, următoarea ușă e blocată de poliție. Dacă mai explorăm și restul motelului, vedem mai multe camere izolate, unele blocate cu plăci de lemn bătute peste ușă și geam, altele blocate dinăuntru, inclusiv la stradă. Foarte dubios locul ăsta, mai ales noaptea. Pe site-ul oficial al jocului, în descrierea satului Blueberry, poliția din San Andreas spune că suntem siguri că se întâmplă niște infracțiuni aici, dar momentan nu știm ce. Dar din păcate, asta nu ne leagă neapărat de camera asta din motel. Până la urmă, în zona asta se întâmplă și cursele de la țară cu Woozy și unul dintre jafurile pe care le face CJ cu Catalina. Și oricum, poliția spune că ei nu știu ce infracțiuni se întâmplă aici, deci n-au cum să nu știe despre camera asta blocată chiar de ei. În orice caz, e un detaliu mișto și dubios. Lângă Blueberry este Panopticon, o zonă de defrișare din Red County vedem o grămadă de bușteni și niște cabane mici accesibile care au un detaliu sinistru. Este sânge pe podea în fiecare cabană, și sus pe deal, și jos la vale. În apropiere, CJ poate găsi și o drujbă. În zona asta a apărut mitul lui Leatherface, criminalul cu drujbă care poartă fețele victimelor. Leatherface este antagonistul fictiv din filmul Texas Chainsaw Massacre din 1974. Unii jucători au început să spună că aud sunete de drujbă în panopticon, apoi alții au zis că l-au văzut plimbându-se în zonă și alții au zis că au fost și atacați. Bineînțeles, e totul o vrăjeală, dar când era mic mă speria destul de bine locul ăsta și atmosfera lui. Scaunul cu rotile de lângă Palomino, ci că ar avea și el legătură cu Leatherface, pentru că unul dintre personajele din film folosea un scaun cu rotile. Da. Apropo, ce e la Panopticon? Este un design interesant din secolul XVIII pentru o închisoare circulară unde prizonierii sunt așezați pe mai multe etaje în jurul unui turn central. Ideea este că un singur gardian practic îi supraveghează pe toți în același timp, iar toți prizonierii, neștiind exact când sunt văzuți și când nu, vor sta cu minți. Dubios nume au ales Rockstar pentru locul ăsta. Cabana Catalinei din Fern Ridge are niște detalii potrivite pentru personajul ei. Urme de gloanțe în geamuri, probabil lăsate chiar de ea pentru cât de nervoasă e, sânge la intrare, aceeași textură din Panopticon pentru cât de violentă e, trei morminte lângă casă că sigur și-au omorât și asta bărbații, iar ultimul indiciu este ruina asta de mașină. Nu e niciun mister, Catalina ruinează viețile tuturor pe care îi întâlnește. Atât. Am mai vorbit despre americani că se spovedesc din mașină într-un episod din locații uitate, dar de data asta suntem aici să vedem altceva. Fața asta oribilă de pe panou care mereu m-a speriat, și biserica de lângă care are un cimitir mic atașat în spate. Ce e ciudat aici, pe lângă faptul că unele pietre de mormânt sunt strâmbe, este cavoul ăsta din capăt. Se vede că a fost deschis, nu e nimic în el, dar are o lumină rece, stranie înăuntru. Și asta chiar nu cred că e o greșeală tehnică, au știut ei ce fac când au pus atâtea lucruri creepy în joc. Singura piatră din cimitir pe care o putem citi este cea a lui Scott Wilson, caporal în armata americană decorat cu medalie de onoare. În realitate, artistul Scott Wilson e bine mersi. A lucrat la zonele rurale din San Andreas și probabil s-a îngropat singur în Palomino. Sunt multe locații în San Andreas, în pădure și în deșert, unde se spaunează mașini abandonate, de obicei Sadler sau Glendale. Doar că astea sunt versiuni separate ale mașinilor, lovite în fiecare parte și imposibile de reparat vizual. E dubios când mergi prin pădure să dai de o mașină, pentru că nu prea te aștepți la asta. Mai ales când mașina se mișcă singură mașina asta care se spawnează în Back Beyond m-a nenorocit când eram mic, mi era o frică de nu mai puteam. La fel ca toate celelalte, se spawnează singură, pe loc, fără șofer. Numai că spawn-ul ei se află într-o pantă și de vine ea la vale până se oprește. Toată situația asta a fost destul ca mitul să primească numele Ghost Cars, dar din păcate asta e tot ce există, celelalte doar stau pe loc. Bineînțeles că unii fraieri ziceau că vin mașinile după CJ, eu îl urmăresc și îl calcă, dar na ce să zică și ei. <fie> Îmi pare rău, Bigfoot nu există. Și mie mi-ar fi plăcut, dar nu a existat niciodată în San Andreas. Orice fel de Bigfoot ați văzut de-a lungul anilor, toate au fost moduri și atât. <fie> Îmi pare rău, Pixie nu există. Și oricum nu s-ar fi potrivit în universul GTA. Personajul lui e prea psihopat și nenorocit pentru tonul jocului, locul lui e în Manhunt. Rockstar doar au făcut o mică referință la celelalte jocuri ale lor prin figurinele de acțiune din magazinul lui Zero, așa cum au făcut și cu Tommy și Lance din Vice City. Între Fort Carson și Big Ear există un tunel foarte subtil. Este lung și îngust și se termină sub un pod lângă apă. Locul ăsta e bun doar ca să te ascunzi de poliție și să iei steaua dinăuntru. Dar bineînțeles că unii ziceau că în peșteră se află ceva monstru nasol care te atacă. Da. Pe muntele Ciliad există cabana asta retrasă printre copaci. Aici are loc misiunea Badlands, când Tempen îl pune pe CJ să fotografieze un informator al FBI-ului care se adăpostește temporar în cabana. În timpul liber, cabana asta a fost asociată cu o grămadă de mituri. Bigfoot, Pixie, Yeti, creatura din pădure, ursul din cămară, tot felul. Dar e doar o locație cu un vibe sinistru. Cealaltă cabană dubioasă, care folosește același model, este în pădurea de lângă Angel Pine. Cumva și asta a fost asociată cu Bigfoot, Leatherface, Pixie și alte prostii, dar adevărul e că a fost pusă aici doar pentru varietate, că prea arată la fel toată pădurea goală. În centrul Bayside-ului este biserica asta mică pe colț. Nu e foarte remarcabilă, are doar un singur detaliu care iese în evidență. Un vitraliu care reprezintă un înger. Numai că îngerul ăsta nu e reprezentat cum vedem de obicei, cu aripile albe. Are aripile negre. Din cauza asta, multă lume s-a grăbit să scrie că asta e o biserică satanistă cu demoni. Și mă mir că nu prea am văzut pe nimeni să conteste teoria asta de-a lungul anilor. Am căutat să aflu dacă într-adevăr aripile negre ar însemna răutate sau spirit demonic, și, surpriză, se pare că nu. Este doar o interpretare nefondată. Aripile albe simbolizează perfecțiunea. Deci, putem înțelege din aripile negre imperfecțiune, transformare sau ambiguitate. Biserica asta e cunoscută și pentru faptul că noaptea pare să se lumineze singură. E ciudat, toate clădirile arată normal, dar ea e aprinsă. Bineînțeles, ăsta e doar un glitch, și nici măcar nu e pe toate platformele. Până la urmă, pe versiunea originală a jocului, pe PlayStation 2, biserica arată ok noaptea, nu are nicio problemă. Epsilon este un cult religios foarte ciudat care e făcut să parodieze culte dubioase din realitate, cum ar fi Scientology. Rockstar au făcut un site special care să promoveze cultul Epsilon și toate lucrurile interesante pe care ei le cred. Epsilonismul este o religie politeistă. Zeii lor sunt Kiflom, Kraf și Krant, iar liderul lor, alcoolicul care a fondat religia asta, este și el o figură divină cu așa zise puteri supranaturale. Ei cred că vechimea lumii este de numai 157 de ani și asta nu se schimbă niciodată, rămâne mereu la 157. Ei zic și că toți membrii lor au viață eternă. Mai zic și că dinozaurii nu au existat niciodată, extraterestrii există și sunt pe pământ, copacii pot vorbi, dar numai câțiva oameni îi pot auzi și, bineînțeles, dacă te alături cultului Epsilon, mai ales cu portofelul, vei trăi o viață minunată. Mai mult decât atât, cultul Epsilon este focusat și pe latura plăcerii fizice pentru membrii. Își împart partenerele între ei pentru că e scris că bărbații trebuie să bulească cel puțin 9 femei pe săptămână. Asta înseamnă câte 9 diferite de fiecare dată, nu aceleași. Deci, niște ratați care au nevoie de donații. Membrii cultului trebuie să doneze 8,75% din venituri, iar banii trebuie trimiși la o adresă din insulele Caiman, adică un paradis fiscal. <hângă> Cartea lor de bază pare să fie The Epsilon Tract, Singura problemă e că încă nu a fost scrisă. Fondatorul Chris Formage zice că va fi scrisă când vor fi toți pregătiți. Dar zice și că poate fi citită de către cei care chiar își doresc și apoi îi împinge să doneze iar. Bun, să vedem câțiva membrii ai cultului. Toată lumea îl știe pe ăsta cu ghiuzdanul în spate care nu ratează o ocazie să zică ceva despre Epsilon. Can I interest you in some religion? Are you looking for spiritual answers? Chris Formage saved my life. Before I read the tract, I was lost. Dinosaurs are a lie. Fact. Biology is a lie. I lie with nine of my sister ants every week. Have you heard of the Epsilon program? I love the sexual side of Epsilonism. Epsilon tract has saved my life. Partner sharing is an integral part of Chris's vision. The Epsilon program is a great way to live. You should join our fellowship. Epsilon, protect me! I love the Epsilon program. Și mai sunt frizerii care <inaudible> despre Epsilon. Epsilon smiles on you. The Epsilon way has changed my life. Have you tried the Epsilon phase, friend? Embrace a new way of life with Epsilon. Epsilon smiles on you, uncle brother. Se pare că Jazz Torrent din Love Fist a devenit și el membru și a reușit să scape de dependență conform site-ului Epsilon. Și acum, surpriza zilei, un alt membru Epsilon este rapperul Macker. Rockstar i-au făcut și lui Macker un site promoțional, unde la bagiul din Salford are o biografie scurtă, o secțiune de Q&A unde confirmă sau infirmă niște zvonuri, mai are niște citate și versuri, iar la final un monolog unde povestește că era rătăcit în viață și nimic nu avea sens până a găsit programul Epsilon, s-a lăsat de labă și de droguri și donează cultului. Mai mult decât atât, spune că epsilonismul a avut un impact pozitiv și asupra muzicii lui, versurile fiind infuzate cu spiritualitate. E un pic ciudat să aflăm că Macker e membru Epsilon, pentru că pe tot parcursul poveștii când îl vedem, nu zice absolut nimic despre asta. Probabil că toată renașterea lui a avut loc după evenimentele jocului, că noi în joc îl vedem cum în orice moment se oprește din ce face și bagă niște single player. No, Macker, fight the urge, think Așa că cine nu știa despre site-ul lui n avea nici de unde să știe că e membru Epsilon. În joc mai există și personaje care critică secta Epsiloniștilor. Vânzătorul de la ammunition este un conservator care, bineînțeles, nu îi suportă pe cultiști. Când cumpărăm ceva de la el, ne avertizează prietenos. Și postul de radio, West Coast Talk Radio, care este deținut de Ammunition, are grijă să le zică pe nume cultiștilor. The A power cult the and La fel și Katie, gagica lui CJ din San Fierro, zice că sunt nebuni aia din Epsilon. Those epsilon nut jobs freak me out. Acum, legat de o locație care se spune că ar fi legată de cultul Epsilon. Mă refer la The Farm, locul de unde CJ Froe combina agricolo pentru The Truth în misiunea Body Harvest. Teoria că locul ăsta ar fi asociat cu Epsilon se bazează că pe hartă ferma e trecută ca aparține unui cult. Cealaltă dovadă este faptul că pe timp de noapte clădirea principală a fermei are geamurile aprinse în albastru deschis, culoarea asociată cu Epsilon. Problema cu teoria asta e că dacă ei într-adevăr erau epsiloniști, sunt sigur că True ar fi menționat asta. În schimb, el îi numește altfel. I mean, survivalist maniacs, right -wingers, fascists. Și ghidul de strategie al jocului ne zice la fel, Home of a Survivalist Cult. Vânătorii de mituri, în disperarea lor eternă, au tot căutat să lege orice locație de cultul Epsilon, doar pentru că unele dintre ele au câte o lumină albastră, ferma din Blueberry, vechea stație din Blueberry, safe house-ul din Blueberry, podul din Blueberry, da, sunt multe în Blueberry. Capela mică din Las Venturas, capela mare din Las Venturas. De ce să fie toate astea legate de cult? Pentru că au albastru. Atât. <fie> în San Fierro există sediul companiei Zombotec, unde se fac cercetări sinistre în zombologie. Înăuntru au și o sculptură foarte sugestivă cu o structură de ADN, că doar ăsta e domeniul lor. Pe perete este o hartă a sediului care arată că pe lângă clădirea de la suprafață, există și laboratoarele din subteran. Iar unul dintre lifturi duce direct la laboratorul cu zombie, oriunde ar fi el. Toată locația asta este doar o referință la Umbrella Corporation din seria de jocuri Resident Evil, pentru că Umbrella au creat un virus care a scăpat de sub control dar pe vremuri, unii oameni credeau că există zombi în San Andreas. Că ăsta ar fi un zombi doar pentru că arată vai de el sau că zombi ar ieși de aici, din cimitirul din Palomino. În interioarele din San Andreas există câteva fotografii dubioase. Majoritatea dintre ele nu sunt cine știe ce. În mare parte sunt peisaje, atât din joc cât și din realitate, ocazional câteva pisici, dar mă interesează câteva poze în mod special asta e cea mai dubioasă. Sunt niște figuri care se țin cu mâinile pe umeri în jurul unei lumini. Chiar mi se pare creepy imaginea asta, mai ales că putem vedea un pic și din fețele lor. Și să o descopere așa fără niciun context, mai ales lângă celelalte poze care sunt mai mult sau mai puțin normale, e aiurea. Altă poză ciudată este asta. E o alee de bowling, doar că nu pare să fie în joc, ci în realitate. Există mai multe fotografii din realitate în joc, dar asta e singura dintr-un interior adevărat și lumina aia rece e ciudată. Și poza asta mi se pare interesantă. E o femeie, ok, dar într-o poziție ciudată. E atât de aproape de cameră, încât iluzia de perspectivă forțată o face să pară ca și cum e gigantică față de strada de pe fundal. Oricum e ciudat că ea practic e în drumul mașinilor, la fel și fotograful, în loc să stea pe trotuar, și oricum se vede că ea e neafectată de lumina ambientală din poză, ca și cum a fost ea adăugată peste peisaj. Dar unde e făcută poza asta? asta e faza, nu știe nimeni. Locația aia nu există. Cine știe ce a fost și unde a fost în beta, dar n-a mai ajuns în jocul final. Altfel, sunt sigur că ar fi fost găsită până acum. În cartierul Mulholland este podul ăsta care are balustrada ruptă, din când în când e posibil să vedem câțiva NPC cu un pică pe partea asta din cauza că nu pot naviga prea bine. Cea mai plauzibilă explicație este că nefiind programat să meargă pe pod, că nu e trotuar, ar căuta cel mai apropiat trotuar, care din păcate e jos acolo. Acum, este o teorie că podul ăsta ar fi inspirat de Colorado Street Bridge din California, care a prins foarte repede o reputație proastă pentru că era ales de către oamenii care voiau să sară. Între timp, s-au montat bariere și situația e sub control. Sincer, chiar nu văd podul din Mulholland să aibă legătură cu ăla real. Faptul că pică npc PC e doar un glitch. Detaliul balustradei rupte e doar atât, un detaliu. Și oricum, nici nu seamănă ăsta cu podul din California. Ăsta cred că e printre cele mai populare mituri din joc în Los Santos Inlet, fix în locul ăsta, se spawnează un NPC cu mai multe modele posibile care fotografiază peisajul și apoi merge liniștit în apă. Cum niciun NPC din joc nu știe să nuate, se va respawna la cel mai apropiat spital. Bine, ar fi ăia care participă la triatlon, dar atât. Motivul pentru care fotograful se bagă în apă este din nou navigația slabă. Din cauza că pietonii nu sunt programați să apară în zona asta, pentru că nu e niciun trotuar, el va căuta cel mai apropiat trotuar, adică cel de lângă plajă și va merge spre el în linie dreaptă. Pe vremuri, lumea credea că sunt zombi care ies și din cimitirul ăsta din Vinewood, dar de fapt singurul lucru dubios de aici este grafitiul care apare în noaptea pe perete. Din cauza că textul e așa stilizat, se interpreta că literele astea trei seamănă cu numărul 666. U, dar nu e adevărat iar ăsta e doar cel mai popular grafiti de aici. Există și mai multe împrăștiate pe pereții din cimitir și nici măcar nu sunt toate legate de Grove Street, iar toate apar la 8 și dispar la 6. Așa că, bineînțeles, mitul ăsta e doar greșeala tehnica unui developer care a făcut grafitiurile vizibile doar pe timp de noapte. Atâta tot. Pe vremuri era o teorie care spunea că bătrânul Reese, frizerul, ar fi taicăsul lui CJ, dar dacă era adevărat, ar fi zis ceva: Sweet, Kendall, Ryder, Big Smoke, CJ, Moshu, toată lumea, până și Tenpenny. Deci nu e adevărat. <fie> Ăsta mă speria foarte rău când eram mic, mai ales cu videurile alea fake în care vezi fantoma ei cum coboară scările, nu puteam să mă uit frate. Bineînțeles că era totul vrăjeală, dar la vremea aia părea foarte posibil. Și unii ziceau că ai șanse mai mari să apară într-o vineri sau de Halloween, prostii. Dar, după toate astea, cele mai mari legende sunt Fegel, Denis K, Răzvan, Van Alin, Domnul VIP Hammer 7 Domnul VIP Andrei, Gabriel, RNM și Kiburici. Acești vânători de content susțin canalul TBXD prin opțiunea de membership. Dacă ți-a plăcut videoul sau doar vrei să-ți auzi numele la final, te rog să devii și tu membru prin butonul de join. Nu uitați că vă aștept și pe serverul de Discord comunitate și vă mulțumesc tuturor!